Neața, bună dimineața! Azi vă fac părtaș la prima revizie a tractorului Steyr. Cu acordul familiei Nan, această revizie a avut loc la ei în fermă. O ocazie bună să vadă cum se desfășoară prima revizie, cât durează și cum se mișcă echipa tehnică. Acum, din toate discuțiile avute cu fermierii din zona Transilvaniei, fani ai mărcii Steyr, am înțeles că primul aspect pe care l-au în vedere la achiziționarea unui tractor este servisul. Să fie aproape și să fie prompt. Două aspecte esențiale. Zic să dăm drumul la treabă că nu e timp de pierdut. Sper doar ca prin acest material să aducem tinerii mai aproape de mecanică, poate să inspirăm în alegerea unei meserii sau chiar să stârnim pasiuni pentru tractoarele Steyr. Mașina de servis este de fapt un atelier mobil. Duba este plină de sertare cu chei și alte unelte potrivite pentru fiecare șurub înfiletat în sistemul de articulare al tractorului și nu numai. L-am lăsat pe Marian să-și facă treaba, dar l-am iscodit din când în când cu întrebări, cât să înțeleg și eu ce face. Neobișnuit să aibă asistență la reviziile pe care le face prin ferme, un pic stresat de atâtea camere de filmat, Marian a fost răbdător și n-a dat detalii când era cazul. Sunt Marian Păcurar, tehnician Vilțe Logistic Mureș. Astăzi o să fac la tractorul Patriciei prima revizie și o să se schimbe filtrele hidraulice și filtrul de transmisie. O să pregătim toate uneltele pentru a putea face revizia. Urmează să dau capacul jos, protecția filtrului hidraulic mare. Pentru a putea avea acces la el, să-l desfac, să se poată înlocui. Capacul ăsta are rol și de protecție în caz cum lucră în câmp. Am scos protecția filtrului. Protecția e o protecție foarte solidă, din material foarte tare. Uleiul hidraulic din bateria de filtru, după ce se oprește de curs, o să-i desfac capacul mare ca să pot să scot filtrul afară, să-l înlocuim.
Am luat capacul jos. Ne uităm vizual să vedem dacă nu sunt șpanuri, pilituri mari. Filtrul arată bine. Acum spăl capacul de la bateria de filtre, spăl de impurități, mizerii de social. E curat capacul, în regulă. Acum urmează să-i schimb garnitura capacului. Acum urmează să băgăm filtrul la nou la locul lui. Cu vaselină o să ung filetul de la capac un pic și garnitura pentru etanșare. Dacă nu lung, cum e spălat de uscat, se ca un fel de gripaj, se gripează și se desface foarte greu. Așa, dacă e uns, la următoarea revizie, când voi schimba filtrul, o să am o ușurință, o desfac mai ușor. Hidraulic mare am terminat, mai avem două filtre de înlocuit. Pentru să nu mă ud la mână, asta e tehnica mea personală. Asta este tipul de transmisie.
sunt numai filtre originale de tractoare. Filtrele originale sunt venite din Austria. Dăm cheia de 30. Este mult să schimbăm aceste filtre, pentru că în urma montării tractorului toate piesele pe el sunt mici pilituri care se acumulează și le acumulează în filtre. E necesar să se schimbe, altfel se îmbâxesc din la șpan și se pot apărea diferite probleme. Patricia, tractorul tău este gata de drum. Super! E o senzație fantastică să ai pe mână un asemenea tractor, să te bucuri de el, nou fiind. Și la tractoare e ca la mașini, cum îl întreții, așa îl ai. E clar că trebuie respectate reviziile necesare la un anumit număr de ore, piesele să fie originale, iar echipa tehnică să știe meserie. Generațiile noi de tractoare sunt dotate cu GPS, sunt în evidența echipelor de service, iar fermierii sunt anunțați din timp când e nevoie să se programeze la revizii. Așa că legătura între fermier și tehnicieni este monitorizată și facilitată de tehnologie. Dar să nu uităm că relația cu un brand sau altul se bazează și pe chimia dintre oameni. A fost o plăcere să-l văd pe Marian la treabă. Am înțeles și eu ce înseamnă această primă revizie, iar la 1470 de kilometri parcurși, mă gândeam că sunt la mijlocul traseului. Așadar, vizitele noastre prin ferme continuă. Rămâneți alături de noi. Pe curând! Cu bine!